Începem, da? Dispoziția numărul 129 din 25-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în ședință ordinară pentru data de 27-5-2020, ora 10. Pentru data de 27-5-2020, ora 10, se convocă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare cu sediul Căminului Cultural, sediul Căminului Cultural, județul Bacău. Proiectul ordinii de zi cu indicarea comisiilor de specialitate care au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre și compartimentelor de resort care analizează și întocmesc rapoarte de specialitate la acestea este cuprins în anexa la prezenta dispoziție, parte integrată a acestea. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locale în ordinar spre consultare la secretarul comunei prin transmitere în format electronic, în conturile de e-mail, organizate de acestea, precum și prin afișare pe site-ul frotului. Comisiile de specialitate sunt invitate să formuleze amendamente la proiectele de hotărâre și să le depună la secretarul comunei în timp de preferință până la preziua ședinței a Consiliului Local pentru a fi transmise secretarului comunei Ștefan cel Mare de Ceva. Prezenta dispoziție este adusă la cunoștință cetățenilor prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe site-ul oficial al Comunei Ștefan cel Mare. Secretarul Comunei Ștefan cel Mare din Tubacău aduce la întâlnire prevederile prezenței dispoziții. Prin grijă, secretarul Comunei Ștefan cel Mare din Tubacău prezintă dispoziție și comunică la instituția prefectului județului Bacău pentru verificare legalității. Și acum, anexa la această dispoziție. Privind proiectele de hotărâre pentru această ședință. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local Ștefan cel Mare la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de dezvoltare a sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a incluziunii sociale. 3. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al Comunei Ștefan cel Mare de Bacău al unor mijloace fixe și obiecte de inventar. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Ștefan cel Mare pe trimestrul 2 anul 2020. 5. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 23-2019 privind stabilirea contului indemnizației lunare de ședință pentru consilierii locali în cadrul Consiliului Local Ștefan cel Mare. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare din Bacău. Dacă în legătură cu ordinea de zi prezentată de domnul primar, nu aveți alte propuneri. Dacă nu sunt propuneri, supun la preaprobarea Consiliului Local cu ordinea de zi anunțată. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă s-a abținut cineva, dacă este cineva împotrivă. Dumneavoastră ați primit materialele, toată bună, le-a prezentat domnul primar. El zice să trecem direct la discuții, pe marginea materialului de la punctul 1 și să dăm ordine celor care e. Deci manifestă dorința să vă rog. Nu-i nimeni? Păi dacă nu sunt probleme, înseamnă că suntem toți de acord cu punctul 1 de la ordinea de zi și supunem spre aprobarea Consiliului Local. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Aveți material de față? Da. Proiectul de hotărâre privind dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a incluziunii sociale. Dacă sunt probleme la acest punct din ordinea de zi,
Și dacă avem ceva de, de obiectat la acest lucru. Chiar nu sunt discuții? Păi eu ar dori să întreb pe domnul primar. Explicați-mi totuși în ce constă combaterea asta sau practic combaterea sărăciei din, din comuna noastră. La ce ne referim? Deocamdată este un protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția Națională pentru Plăți și Inspecții Sociale și Unitățile Administrative din județul Bacău. Subiectul protocolului constituie asigurarea colaborării interinstituționale necesare în vederea consolidării capacității Serviciului Public de Asistență Socială de a iniția, coordona și implementa măsuri de prevenire, combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială. Probleme, vă rog frumos. Puneți întrebări. Avem aici contabilitatea, secretarul comunului. Doamna secretară, cât de mare de oameni la media parolete, la media Câte dosare sunt? Câte dosare mai avem? La legea 416? Da. 328 de dosare. Mulțumesc. Sunt probleme? Dacă nu sunt probleme, nu avem și aici de probleme. Da? Care este cineva să discute? Nu. Îl punem la... Da, medicare trebuie să... Din ce zi de ocup, ca medicare. Nu v-am înțeles. N-au zis până aici. Din 328 da. De dosare. Toate sunt astăzi pentru a presta patru și aici sau au și... Deci sunt dosare cu adeverință. Care s-a adeverință la mine? La mine sunt cu adeverință. Aici ai încât tot. Aici nu este o situație permanentă. Cu adeverință. Dacă aduce adeverință medicală, că este susținut de efort medical, nu înregistrez, nu? Deci nu avem o evidență a dosarilor cu adeverință medicală. Dar oricum, pentru... Dar ne abatem de la punctul de ordine de zi. Era altceva și noi întrebăm acum de asistență socială. Asta la divers, este punctul 8 de ordine de zi, la divers. Dacă nu mai sunt probleme la acest punct, la acest proiect de hotărâre, supun spre aprobarea Consiliului Local. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva? Trecem la următorul punct. Cu privire la introducerea inventarului domeniului privat al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, au organizații fixe și obiecte de inventar. Am putea, domnul primar, să informăm mai pe... Dar n-ați avut material? Păi da, da, dar eu întreb, aici e vorba de... E vorba de mijlocele fixe de la grădiniță. Da, dați voi o să intervenim. Păi cine cunoaște problema să informe? Finanțare pentru grădinița de la Negoiești a existat și dotări. Dotări care au fost achiziționate. Mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea trebuie să fie introduse în domeniul privat al... Dacă avem discuții la acest punct. Dacă nu... Dacă cele, domnul președinte, acel inventar este, adică cum aprobăm noi să fim trecut, sunt și în direct. Dar doar... Vista aia, în care... Normal. Dar e vorba de răsuții, de scaune, de tot ce s-o... Conform liste este, există conform liste, da, tot ce trebuie să știți. Aceste obiecte fiind prinse în proiect, avizat proiectul de AFIR,
Afilul vine cu control. La vizita teren. De la, vine la vizita teren, dacă nu vine la fiecare tranșă de plată, la ultima tranșă de plată vine obligatoriu. Și tot ce s-a pus în valoare, ce s-a plătit, ce s-a achiziționat, se verifică în teren. Dacă lipsește ceva, acel lucru se scoate de la plată. Nu este. Dar nu este. Interesul nostru nu a fost să fie ceva lipsă. Dotarea să fie cât mai amplă. Domnul, problema este clară. În un sat în Negoiești, a dat în folosință, nu a dat această grădiniță, are nevoie de dotare. A avut nevoie de dotare. Domnul viceprimar, deci păsuțe, scaunete, aparate, televizoare, jucării și alte lucruri pentru copii. Mai sunt probleme? Supunem la vot acest proiect. Cine este? Vă mulțumesc. Mergem la punctul 4 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Ștefan cel Mare pe trimestrul 2 anul 2020. Și aici cred că are doamna contabilă. Da, în ordonanța de rectificare a bugetului stat, ordonanța de urgență 50, ne-au fost repartizate sumii la nivelul comunei noastre. Ni s-au retras, ni s-au dat, deci fi total, până la urmă ni s-au dat 43.000. Adică, ni s-au luat 1.000 de lei de la cota din impozitul fi venit. Ni s-au luat 25.000 de lei din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și ni s-au dat 69.000 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Pe total, 43.000 pe venit. Pe cheltuieli, i-am distribuit astăzi. La capitolul 51 la administrații, pe bunuri și servicii, 8.000. La capitolul 70 la iluminat public, 12.000 pentru plata facturilor de energie electrică. La capitolul 74 la mediu, 23.000 pentru plata facturii de gunoi. Deci, în total, 43.000 de venituri, 43.000 de cheltuieli. Despre asta. Dacă sunt discuții și întrebări, vă rog frumos. Da. Ei, dacă nu sunt, să supunem la voce acest proiect de hotărâre și consult Consiliul Local dacă este temă. Trecem la următorul punct. Punctul 5. Cu privire la indexarea impozitelor taxelor locale pentru 2021. Deci e vorba de indexarea impozitelor pentru anul următor. Aveți materiale, puneți întrebări. Deci este vorba de indexarea cu indicele de inflație, care este 3,8%. Deci impozitele de la anul 2021 vor fi indexate cu 3,8% conform indicele de inflație, care este dat de Institutul Național de Statistică. În luna decembrie o să fixăm impozitele pentru anul 2021. Dar acum să trebuie să indexăm, dar tot pentru anul, deci vreau să întreb la jumătatea anului și... Da, după știți, în fiecare an, să indexează cu indicele de inflație, deci n-ai... Poate scade. Dacă scade, cum scade, că da, au fost, au fost și în situația. Da, 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 au fost situații când au scăzut, dar s-a plecat pentru anul următor. Da. Acum, dacă este indicele de inflație 3,8, da, poate să ajungă și la 7, poate să ajungă și la 2, tot 3,8. Păi asta trebuie spus. Deci, dacă, indiferent cum, care va fi inflația, procentul ăsta rămâne. Da. Indicele de inflație pe rentă anului 2009, decembrie 2009, comunicat Institutul de Statistică. Da. Dacă mai sunt întrebări, dacă dorește cineva interviu, dacă nu, supunem preaprobarea Consiliului Local
și acel proiect de hotărâre. De ce este tot? Vă mulțumesc. Domnul Marin Mata, ești împotrivă? Nu, sunt de acord. Păi ridică mâna, domnul Mata, să cunoaște. Da, mulțumesc. Și să trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 23 ianuarie 2020, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru Consiliul Local din cadrul Consiliului Local și așa în cel mare. Cred că e nevoie de explicare mai devreme. Deci dacă până acum indemnizația unui consilier, deci un consilier ca să-și ia indemnizația întreagă, trebuia să participe la una, două ședințe pe comisie și o ședință, și ședința ordinară, din acest moment, consilierul poate să participe la una, două ședințe pe comisie și la o ședință a unității administrativ-teritoriale. Nu mai spune că este ordinară sau extraordinară. Deci, în avantajul consilierului. Înainte venea la trei ședințe extraordinare și nu venea la ordinară, nu la indemnizație. Deci, se rețin la acel lucru. Asta îmi permite, domnul președinte. Asta mă arată dreptate. Mulți dintre noi venea la ședințele extraordinare și era foarte important. Dar nu e de pe lene. Câteodată nu putea veni la ședința ordinară. Păi da. În codul administrativ, care este dat de... Da, mai sunt probleme, dar comentarii, întrebări? Și punem la vot și acest proiect de hotărâre și este vă mulțumesc, dacă s-a ținut cineva, dacă cineva împotrivă și s-a virgulizat. Punctul 7 este bun. Punctul 7 nu este, nu l-ați avut, pentru că nu planul de situație făcut pentru două bunuri care trebuie să băgate în inventarul domeniului public. Este vorba de grădiniță, care s-a făcut recepția la terminarea lucrurilor și trotuarul de pe de-a lungul drumului național s-a trebuit. Deci nu aveam planul de amplasament, planul de situație făcut și de asta nu ați avut dumneavoastră la materialul pentru ședință. Deci este cele două obiecte de inventar care am completat inventarul pe domeniul public. Deci am completat o primară al 7-lea punct. Da. Dar acum, domnul președinte, vedeți? Imediat. Am o problemă. Domnul Stoica Sorin are o problemă cu genul. Aș propune Consiliul Local să fie înboiit și să ne meargă. Vedeți că s-a epuizat. Hai, hai de viață! Hai de masă! Ia-o de aici! Da. Deci, supunem la vot punctul 7. Da, scuze-mă! La coordinarul se zicea că în proiectul ăla vreau reinventat. Vreau să știu ca lungime, cât este trecut în inventar a lei. Acolo nu, nu am văzut. Nu este trecut. Trădoare, trădoare, da. Conform proiectului? Sau s-au diminuat? Nu, nu, nu. Conform proiectului, trotuare. Însumată, trotuare. Trotuare 1, 1424 de metri. Da. Tronsonul 2, 6341, dar nu, stați pe sfârșit, metri pătrați, da, nu, metri pătrați. Păi metri pătrați, dar împărțim la 1,5, aia așa te spun. 1427 metri pătrați, 1928, 8740,
8136, 1601. Oricum, total, pe de 4,3. 4.000, nu, e mai puțin cu 120 sau 80 de metri. Care sunt excluși de la plată. Da. S-a făcut dispoziție, sigur că da, s-a făcut dispoziție de șantier de renunțare la o lungime de 80 de metri. 80 sau 120? 80 sau 120. Nu avem în procesul verbal din recepție. Pentru că s-au mai renunțat acolo unde erau intrările la cetățeni, s-a renunțat la turnare. Mulți aveau și canalul. Și la canal și ca să folosim cei 4.306 de metri pe care era în proiect, trebuia să facem din nou cadastru pentru porțiunea aia de zonă. Să scoatem altă autorizație de construcție și ne ducea la... mai ducea pe ea. Trebuia proiect făcut pentru separat. Și am renunțat la cei 80 sau 120 de metri. Dar că, la fel, dacă vreți să participați careva la o vizită în teren a celor de la AFIR, să vedeți cum procedează. Cu roata și dacă ai făcut în plus 2 metri, nu ia în considerare. Ai făcut jumătate de metru mai puțin decât este în proiect și tot o plătit, așa, îi scade la plată. I-am văzut la Bogdan. Deci, la Toret. Da. Deci nu există să se plătească ceva în plus. Deci, dar s-au făcut recepția, nu? Da. Dar de asta le-am și băgat în domeniul public. Deci după ce se face recepția, la terminarea, nu plec. Și după 5 ani se face recepția și rapă. Da, mulțumim, domnul primar. Supune și acest proiect de hotărâre la vot. Cine se trece? Trecem la diverse, dacă sunt probleme, vă rog să vă verificați. Dacă nu sunt probleme, corect concedenții de la... Poftiți! Domnul președinte, eu vreau să vă mulțumesc. Poftiți, domnul. Canalizarea de la Vieciora și de la Formul trebuie curățată. Am fundat un canal la care traversează la chilie aici. Rigor. Așa. Rigor sau canalizare? Rigor. Rigor. Rigor, da. Nu canalizarea de la Formul. E foarte mult pietriș acolo și ăsta. Da, 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 exact. Și ăla de la corpul și ăsta. Și la corpul, tot aici e tot aici. Da, aici e tot. Dar să întreb dacă drumul ăsta de la poarta 2, la Chim, până la pot să mai face la masă. Cred că este vreo două săptămâni de când am avut o discuție la Consiliul Județean și cu doamna director de la Direcția Publică Județeană. O intervenit o problemă. Ca să ia avizul, ca să nu s-ar cum să facă. Ca să ia avizul de la CFR pentru traversarea la pasaj aici, lângă Lărădea. Cei de la CFR, de la Regional, de la Gărăți, au dat avizul cu condiția supraînălțării cu 2 metri a pasarelii. Și vă dați seama ce înseamnă. Stipat pasarelul ăsta, făcut alta, cu 2 metri mai devreme. Și vă dați seama și ce pantă rezultă până în drumul național. Și am avut discuția să se renunțe. Ăștia ca la balatul aici și-o înscârcă de lume. Deci ascultă-mă, să se renunțe la tronsonul ăsta de la drumul național până dincolo de pasarel, să rămână așa cum este. Și să se facă de acolo, de dincolo de pasarel, ca să nu mai fie nevoie de avizul celor de la CFR.
Înțeles? Că nu-l vedem nici în 5 ani făcut, dacă să luăm avizul de la CFR și să-l respectăm. Pasarela asupra înălțată. Așa nu se fac. Vedeți? Este aproape că am dat sub defensabilitate. Dalim. Da. Alte probleme. Domnul Zlobel, haideți păstrată de acăderiște, chiar când avem câteva momente să deci, lângă... Gabi, dar să spună omul ăla, spun pe chiar dar nu ce spun. Dar de la asta ce de culoare, în Grigură, este multă apă și ca o mlașină, nu am putea prinși piatră. Chiar în dreptul să se curăță. Întregați și regulă de apă cu viață. Întregam stații? Da, da, da. Am avut eu un incident acolo, cum fac o fărăță acolo, nu știu ca o aia. Și altă, poate să lucrurile. E mai la vale, nu-i? Chiar în dreptul să se curăță. Da, și am jos la urmă, mi se mă pierde praștă cu putorie de toată. Poliul ăla. Nu, 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 nu. Chiar nu cum nu știu, nu știu. Dar și noi putem face o bună de evacuare, așa, de... Mă, doamne, să fie cum... să nu mai fie cum asta. Să lăsă văzut la fața locului aici, luată de aici. Acum, cred că e bun. Da, că nu e ce spun, dacă trebuie un șant, trebuie. Dar e ligul ăla betonat acolo și cum... Adică... Nu, dar e dincolo de ligul. Între... Păi, da, între gard și... Delicită. E mult, da. Da. Mergem și vedem. Acum trebuie ce-i vorba și... Foarte. Vedem ce mă spune. Puteam să... Da. Domnul Ignat, dacă v-ați manifestat. Era să fie cum? Cu drumul. Nu, 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 nu. Dacă nu mai sunt o problemă, mă tot e fix la discuție, să mă mai întrebi, ce ceva. Da, dar e fix, hai mă mai întrebați ceva, hai mă mai depinde de voi. Da, știți. Mă vizi, de la vreo județe. E greu? Dar nici ușor nu e ca să iei avizul și litare de lucru, să litare să facă. Vine să-l facă el. Dacă nu mai sunt probleme...